O vorbă celebră culeasă din folclorul românesc spune că paza bună trece primejdiarea, subliniind astfel mentalitatea aceea practică a oamenilor care și-au din timp măsurile adecvate de precauție pentru a nu fi surprinși nepregătiți în fața îngrijorărilor sau necazurilor vieții. Acest soi rar din nefericire de oameni nu va rămâne fără apărare atunci când problemele vor începe să lovească fără milă, iar necazurile le vor bate în poartă. Faptul că omul este însă în general precaut și protectiv cu mai toate aspectele materiale și palpabile ale vieții sale este simplu de înțeles și poate nici prea greu de observat. Căci doar aruncându-ne o privire sumară asupra societății în care trăim, distingem cu ușurință tot felul de mecanisme și de strategii de apărare cât mai îndelungată a propriilor noastre bunuri. O facem cu toții, fie că vorbim despre oameni complex ai acestei lumi, de pe statute înalte, fie că vorbim despre oamenii simpli. Când vine însă vorba despre modul în care investim energia și efortul propriu în a ne proteja mintea, în fapt, elementul cel mai prețios al fiecăruia dintre noi, lucrurile devin neclare și, aș spune, îngrijorător de confuzie, având în vedere tendința omului postmodern care s-a autoeducat într-un sistem vizibil decadent în care trăiește emoția și nu rațiunea. Aducem în discuție tocmai libertatea de a accepta orice, oricum, oricât și de la oricine, în spiritul de neînțeles al toleranței excesive față de tot și față de toate. Am fost astfel instruiți, păgubos, încât să ne inhibăm mecanismele de apărare a minții și să rămânem adesea descoperiți, ușor de controlat și, cel mai important, simplu de manipulat. În încercarea noastră de a înțelege unde am greșit și unde se ascunde în fapt eroarea de abordare a vieții, este musai să analizăm în paralel atât generațiile trecute, cât și pe aceea în care trăim noi astăzi. O comparație care va scoate în evidență discrepanța mare dintre modul de a gândi și de a fi al indivizilor. Focalizându-ne atenția pe generația noastră, observăm aproape instantaneu lipsa acelui element cheie care le-a oferit înaintașilor noștri structura unei mentalități puternice pe care s-a credit ulterior întreaga civilizație și anume acel imbatabil cod etic și moral fără de care societatea ar fi fost de mult în îngenuncheată. Vorbesc aici despre Biblie, cuvântul plin de sens al lui Dumnezeu, o carte pe care adesea mulți astăzi am uitat-o pe rafturile prăfuite ale propriilor existențe. Adâncindu-ne gândurile în învățătura acestei fabuloase colecții de taine, de învățături sau de sfaturi practice pentru suflet, vom înțelege că întotdeauna am avut și avem în posesie sursa adevărului absolut. O hartă făurită să ne conducă către dobândirea fericirii de pline, dar pe care, din nefericire, alegem de bunăvoie să o evităm. Pentru a ajunge oameni mari, este necesar să învățăm în primul rând cum să o citim și mai ales cum să o aplicăm în propriile vieți. Cum să ne impregnăm în mintea cu înțelepciunea Creatorului nostru pentru ca niciun obstacol să nu ne mai pară imposibil și niciun vrăjmaș prea tare. Pentru aceasta însă ne trebuie o efort și un efort susținut. Pentru că Biblia este precum sabia și pavăza extraordinară în mâna unui vitează care îți va oferi putere și speranță, îți va oferi calm, dar pentru a le obține trebuie să înveți să mănuiești această forță extraordinară. Să te antrenezi zilnic, citind și mai ales aplicând sfaturile ei în propria viață. Acestea te vor pregăti pentru momentele în care necazul îți va bate în poartă. Nu uitați, este scris Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat și va fi întotdeauna un scut pentru toți aceia care se încred în el. Fiți bine cuvântați.